O fetiță româncă de numai 12 ani ar fi fost forțată să se prostitueze de proprii părinți într-un cinematograf. Mama româncă în vârstă de 27 de ani și partenerul ei sunt suspectați că și-au vândut fiica de numai 12 ani unei persoane de 70 de ani. Românca și persoana în vârstă au fost arestați, iar tatăl a fugit cu minora. Cei doi sunt căutați de oamenii legii. O sursă judiciară a declarat că pe 22 februarie a fost deschisă o anchetă judiciară, bărbatul de 70 de ani fiind inculpat în aceea zi pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Mama românca a fost pusă sub acuzare pentru trafic de persoane comise împotriva unui minor. Cei doi au fost arestați preventiv. Cei doi protagoniști, precum și tatăl și victima, se aflau într-un cinematograf din Paris pe 19 februarie, când polițiștii au reușit să o aresteze pe mama româncă, dar și pe bărbatul aflat în agresiune sexuală, dar și pe bărbatul acuzat de agresiune sexuală. Bătrânul de 70 de ani ar fi plătit într-un an 90.000 de euro părinților fetei pentru a se putea angaja în acțiunile de care este acuzat. Potrivit sursei familiarizate cu problema, aceste fapte s-ar fi petrecut pe parcursul mai multor ani, relatează mesajul.ro.